Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am pregătit o etalare, o citire intuitivă cu cărți de oracol și tarot pentru luna martie, pentru zodia vărsător, ascendent vărsător. Am ales aceste cărți din mai multe pachete. Să vedem care sunt energiile lunii martie. Care ar putea fi noutățile care vin pentru luna martie pentru fiecare zodie. Este vorba, bineînțeles, despre o citire intuitivă, nu este vorba despre un horoscop, deci nu este nimic calculat, nimic în funcție de mișcările planetelor, stelelor pe cer, ci doar bazându-mă pe intuiție, folosind cărți de tarot, am ales niște energii, niște cărți care să dezvolte care ar putea fi energiile, puteți rezona mai mult sau mai puțin în funcție de zodie și ascendent, pentru că uneori ascendentul poate fi mai puternic decât zodia în sine, mai ales dacă ați depășit vârsta de 30 de ani. Este o citire intuitivă, așadar, așa cum simt eu energiile și dezvălui cărțile ca și imagine de ansamblu sau ca și mesaj care îl transmit. Nici eu nu știu ce este, ce a ieșit, pentru că nu m-am uitat la cărți când am ales, le aleg întotdeauna fără să mă uit la ele intuitiv și le dezvălui acum odată cu această dezvăluirea, detalarea, cu această etalare pentru a vedea ce poate spune. Foarte interesante, să știți. Wow! Intrați într-un contact cu cineva. Reușiți să stabiliți o legătură cu cineva. Cumva, nu întotdeauna puteți să obțineți ceea ce doriți, dar cumva stabiliți un contact, cumva puteți face un pas înainte. Văd că culorile albastru, alb și mov pot juca un rol important. Veți încerca să înțelegeți cumva o conjunctură, să vă adaptați la niște situații, cumva, să zic așa, mai învățați câte ceva, deveniți mai înțelepți. Luna martie pentru voi va duce multă înțelepciune, dar s-ar putea să intrați în conexiune cu divinitatea, cu universul. Deci voi cumva aveți o conexiune mai specială în această lună, poate vărsătorul este și suntem și în era vărsătorului, este o eră specială, să zic așa, cu multă intuiție, cu multă viziune, cu multă conexiune cu divinitatea, dar să știți că este o lună în care văd că puteți avea parte de o bună colaborare, cooperare benefică. Mesajul care vine aici pentru această lună, pentru zodia vărsător, ascendent vărsător, este să căutând să manifestați energia iubirii, deveniți conștienți de faptul că fiecare ființă umană și fiecare experiență are o valoare inestimabilă. Cumva, voi prețuiți viața foarte mult, vă încercați foarte mult să vă dați, să zic așa, mai multă să acordați mai mult respect fiecarei ființe cu care interacționați și să prețuiți fiecare prietenie. Este o lună în care puteți avea parte de multă prietenie, de multă înțelegere și poate chiar o colaborare foarte bună, un contract, poate apărea un contract, puteți poate relua o relație cu cineva, pentru că totuși vă amintiți totuși de niște lucruri și bune, aveți și niște lucruri în comun. Văd că vă vin vești foarte bune, pot veni niște vești, niște acte, puteți avea foarte bună inspirație. Se vede că vine primăvara, că vă retreziți, poate chiar începeți un proiect nou, poate chiar începeți ceva nou, cumva treceți la un alt nivel, faceți un alt plan, vă mutați sau vă schimbați ceva sau vă îmbunătățiți ceva, vă retreziți la viață, cumva puneți o sămânță, să zic așa, o intenție, o transmiteți Universul intenția voastră și începe să și răsară, să se vadă rezultatul. Văd că vă protejați, veți avea o certitudine că sunteți protejați. Poate că asta e viziunea care o aveți. Vă veți simți în siguranță. Cumva veți găsi sursa, metoda prin aceste prietenii care apar, prin aceste contacte care le reluați sau le inițiați în această lună. Începeți poate să căutați surse noi de inspirație, de colaborare și veți găsi, să știți, văd aici că apar niște certitudini. Cumva se concretizează un proiect al vostru, cumva deveniți mai siguri pe voi, cumva vă simțiți mai protejați. Aveți aici și
Așadar, o lună foarte interesantă, chiar o lună a norocului. Văd că aveți și runa Fehu, văd aici că aveți și un simbol aici al rombului, cumva al pătratului, cumva care vă simțiți în siguranță. Deci vă veți simți în siguranță, vă veți lua măsuri de siguranță, vă veți simți în siguranță. Chiar și acest cerc cu punct în care voi cumva, un punct central, cumva vă atingeți o țintă sau vă luați, să zic așa, vă trasați, să zic, un cerc de protecție, vă faceți o protecție care poate veni și printr-un ritual, așa cum fac preoții, spre exemplu, înainte de a începe să țină slujba, ei fac un ritual de curățare, de purificare, se roagă, da, fac, tămâiază zona ca să curețe energiile, cam așa faceți și voi, cumva reușiți să vă curățați niște energii, să vă retreziți la viață, să aveți noroc, șanse, văd că puteți să aveți pace și armonie. Poate fi o lună în care vă puteți, voi lansați, să zic așa, un semnal de pace sau cumva vine, se concretizează ceva, v-ați dori foarte tare un lucru și cumva divinitatea răspunde. Să știți, uite, chiar a venit cu pacea, deci ce interesant, foarte interesant, așteptați-vă la pace, da, sau la aceste inițiative de pace, cumva încep cu niște discuții, poate chiar, sau chiar se produce pacea, deci se pot întâmpla miracole, Keilere se cheamă acest, Keilere, se cheamă acest înger, Keilere. Nu, un nume foarte așa puțin mai ciudat, dar în orice caz vă poate aduce rugându-vă acestui înger, vă poate aduce mai multă pace, vă purificați energiile, veți avea parte de persoane mai pure, mai curate, văd aici că aveți parte de multă iubire, iubire, să zic așa, de căsătorie, de o colaborare, de un contract, de un parteneriat, de o chestie serioasă, divinitatea cumva vă sprijină, vă susține. Relațiile mai serioase vor avea mare importanță pentru voi, mai mult respect, poate, asumarea rolului serios în familie, cât și în jobul vostru, relațiile cu copiii, poate chiar vine vreo propunere de căsătorie, poate chiar vine vreun partener sau împăcare. Cumva aici veți fi mai atenți la viziunile voastre, la visele voastre, la dorințele voastre. Veți primi ghidare divină pe timpul somnului. Chiar dacă nu vă amintiți toate visele, veți găsi răspunsuri în mintea, în subconștientul vostru, care le păstrează aceste mesaje care vin în visul vostru. Deci să știți că puteți visa. Copiii pot juca un rol foarte important pentru voi, pentru relația voastră. Viața voastră amoroasă poate fi influențată de către copii. Da, deci de către copii, cumva veți prețui foarte mult aici viața, poate chiar apare pentru unul dintre voi un copil sau aveți copii sau poate că vine ideea să mai faceți un copil. Totuși, visele voastre, cumva visați, aveți temeri, frici, poate și de niște persoane care sunt rele, de monștri, care se comportă ca un monstru sau vă teamă să nu deveniți un monstru sau să nu aveți de-a face cu o energie malefică. Cumva aici visele care vorbesc despre demoni și monștri, poate că de aceea vă curățați, că s-ar putea să, asta este cumva o revelație care o veți avea, că puteți fi sub influența unor atacuri malefice, vrăjitorii, spre exemplu, sau demoni care cumva a intrat, cum se spune, mărul discordiei în relația de voastră de cuplu. De ce? Pentru că cineva poate este mai lipsit de credință sau pentru că cineva este cumva influențat de o altă energie care nu este nici aia curată sau e vorba și de un viciu aici cumva care cumva poate a dus la o neînțelegere între voi și cineva, dar cumva în această lună veți avea șansa, norocul, oportunitatea să vă protejați, să vă curățați energiile și chiar să vă împăcați sau chiar să aduceți mai multă pace și armonie în viața voastră. Cumva voi atenția vă va fi poate mai mult îndreptată către credință, spiritualitate, către protecție divină sau protecția familiei, a casei, a spațiului unde locuiți, unde lucrați, cumva vă veți lua măsuri de siguranță, poate veți folosi talismane, poate veți folosi ritualuri de curățare, să zic așa, puterea rugăciunii, deci și visele care pot fi pentru voi, poate că ați visat de multe ori vise cu demoni sau monștri, sau poate veți visa în această lună, pentru că aveți poate voi această viziune sau temeri, toți avem, cum se spune, demonii, proprii demoni. Când apar în vis cu o formă grotească sau de speriat, ar putea reprezenta emoții care le-am reprimat sau ascuns. Dacă visați un extraterestru sau un monstru,
poate avea o semnificație asemănătoare. Mintea visează, mintea care visează vă stă încurajând să acceptați ceva dinăuntru vostru care vă face poate teamă sau vă intimidează. Problema poate să fie o emoție, cum ar fi supărarea, teama sau neliniștea, care vă scapă de sub control și s-a transformat sau se transformă într-o forță răuvoitoare. Sau poate că este vorba despre o situație care vă stă scăpând din mână sau poate o persoană care refuză să vă asculte, refuză să vă înțeleagă, să vă respecte sau să țină cont de sentimentele voastre, de cuvintele voastre, de dorințele voastre. Și poate sunt situații care profită de voi folosindu-se de bunătatea voastră. Cumva, poate că în aceste vise vor să vă dezvăluie că cineva poate că profită de bunătatea voastră, de răbdarea voastră, de faptul că ați fost o persoană înțelegătoare. Deoarece monștrii sunt creaturi de fantezie, acest vis poate să sugereze și că mintea voastră inconștientă care vedeți deziluzii pentru mai mari decât sunt în realitate. Cumva ar trebui să nu vă mai fie atât de teamă. Mesajul este cumva să nu vă fie teamă. Trebuie să înfruntați niște temeri pentru că de obicei demonii nu există decât în fantezie. Cu alte cuvinte, ei au putere, forță pentru că le dai forță, putere, pentru că ți-e frică de ei. Dacă nu mai ți-e frică de ei, s-ar putea să se transforme în ceea ce sunt, în nimic, să dispară. Da, aveți și Arhanghelul Metatron, deci cumva reușiți să comunicați cu divinitatea, cumva vă faceți dreptate, cumva aveți că Metatron este și avocatul ceresc, da, deci el vă dă putere, vă dă forță, văd aici că aveți, vă poate aduce, aveți acest principiu al creației care este tot ceea ce există, tot ceea ce poate fi, da, deci vă puteți atinge o țintă. Deci, cumva, datorită virtuților voastre, calităților voastre pozitive, purității voastre, curățeniei voastre, voi vă sfințiți în această, cumva voi v-ați sfințit prin bunătate, prin iertare, prin ce ați făcut voi, faptele voastre, prin virtuțile voastre, voi deveniți cumva niște îngeri, să zic așa, principiul îngeresc, parcă guvernează viața voastră și practic acest Arhanghel Metatron vă dă acest dar, puterea puterilor. Deci puteți avea mare putere. Sunteți o forță care puteți schimba. Era vărsătorul este, se spune, ori era spiritualității, ori nu este deloc. Așa și voi ca vărsător, ori sunteți o forță, ori nu sunteți nimic. Deci la voi este totul sau nimic. Deci la cumva voi sunteți într-o mare putere, la apogeu, să zic, puteți ajunge cumva să vă arătați într-adevăr că sunteți o persoană care aveți succes reușită, că vă împliniți visele, că puteți să creați ceea ce vreți voi, să fiți cine vreți voi. Să învingeți răul, văd aici, și aveți putere. Da? Deci puteți, aveți principele, sunteți un principe, o prințesă, sau aveți de-a face cu o persoană specială în viața voastră. Aveți acest Arhanghel Metatron care vă ajută să învățați, să studiați, să vă puneți în valoare ce ați învățat și ce ați studiat. Cumva să folosiți tehnologia, poate chiar aici, poate că vă ajute a folosi informația, tehnologia, vă vine vreo idee. Aveți, nu știu, voi sunteți vizionari, voi sunteți curajos, sunteți puternici, deci această lună vă pune în valoare acest lucru. Visele, deci chiar iară voi visați, visează, care este visul tău pentru care se merită să-l trăiești, începând chiar de acum. Poate deja ați visat ceva și poate că vreți să-l manifestați visul în realitate sau poate că aveți o dorință și vreți să se împlinească și cumva veți face pașii aceia. Poate că e vorba de împăcarea cu cineva, poate că e vorba de un nou job, de o nouă relație, poate e nevoie de o schimbare care vrei să o faci. Aveți cunzitele aici, o nouă inimă, cumva începe ceva să se... Cumva aveți o nouă viață, vi se dă o nouă șansă.
Deci poate fi o noutate în viața voastră aici, o nouă dragoste care se deschide, veți avea parte de dragoste, cumva vă reinventați, vă reconstruiți, vă retreziți la viață, vă protejați, să zic așa, puteți avea un miracol, poate legat și de sănătate, legat și de o relație. Văd aici că aveți o neliniște, dar cumva închideți un ciclu în viața voastră, o etapă și treceți la un alt nivel. Situația care te neliniștește este terminată deja și ar trebui să tragi un suspin de, să-ți iei o pauză, poate, să te bucuri cât de rezultat. Cu timpurile dificile, ce a fost mai greu, cum ar veni, deja a trecut, începi încet să-ți refaci forțele, să te retrezești la viață, cum ar veni, așa cum iarna s-a terminat, frigul s-a terminat, perioada cea mai proastă din viața ta, poate că se încheie chiar acum, cu această primăvară, în această lună, martie, este o fază, în această fază în care te afli, este foarte important să lași, să plece trecutul, să uiți, să închizi trecutul, să ierți. Cineva pe care cunoști poate în sfârșit să se elibereze de problemele de dependență sau codependență. Cumva începi să te eliberezi tu sau cineva cu care tu ai avut de-a face. Cumva nu mai ești dependent, nu mai depinzi de cineva. Cumva vei avea poate mai multă independență, mai multă putere, mai multă forță, mai multă energie. Poate că te separi, poate unii dintre voi vă separați și începeți o nouă viață, pentru alții poate vă împăcați și în felul acesta nu vă mai faceți o clarificare și în felul acesta treceți la un alt nivel. Văd că puteți avea câștiguri, începe totul să se îmbunătățească în viața voastră, încetul cu încetul, până primiți ajutor, suport, consolare și mesajul este că mai bine mai târziu decât niciodată. Deci chiar dacă poate a durat până când aveți un răspuns, până când aveți concluzionat ceva, până când ați reușit să reparați ceva, să rezolvați ceva, chiar dacă totuși până la urmă este important că ați reușit sau că reușiți. Deci cumva veți primi sprijin și suport chiar dacă vine destul de târziu. Cumva vinovăția aici, văd culpabilitatea, cumva vă simțiți poate și vă învinovățiți de ceva și trebuie să renunțați la remușcări de genul reproșurilor pentru a vă elibera de adevărata voastră, a vă elibera adevărata voastră forță. Poate că trebuie să și iertați voi, să nu mai reproșați, să nu mai criticați, ci doar să iertați sau să vă eliberați, să vă întoarceți trecutul, să rupeți contactul. Poate despre asta este contactul aici, că nu întotdeauna primești ceea ce îți dorești. Poate nu întotdeauna ți se recunosc meritele. Poate nu întotdeauna obții ceea ce îți dorești tu. Și trebuie atunci, trebuie să renunți. Acesta e vorba despre acest contact, pentru că totul se face într-o armonie, într-o sincronicitate sau într-o stare de reciprocă, spre exemplu, când, sau dacă e vorba de o persoană, dacă e vorba de o dorință a ta, poate că trebuie doar să-ți reorganizezi sau să ai altă dorință, că poate nu este în legătură cu principiile divine. Aici cumva trebuie să-ți curezi niște energii, să înțelegi că cumva și prin vise și prin ceea ce ți se întâmplă, ți se spune dacă ești pe calea cea bună sau nu. Văd că aici vine un mesaj din partea galaxiei, din partea Universului, din partea Alianței Galactice, care spune așa: a ști care calități ale voastre sunt, care sunt cele mai bune calități ale voastre, dacă ști că surâsul vostru, faptul că ascultați, faptul că surâdeți, faptul că sunteți sensibili, ar trebui să știți că toate acestea vă fac ca drumul în viața voastră să fie mult mai ușor. Poate că ar trebui să fiți mai glumeți puțin, să fiți mai puțin posomorâți, triști, supărați, randuroși, frustrați, supărați și să încercați să râdeți mai mult, să zâmbiți mai mult cu persoanele cu care aveți de-a face sau să încercați să intrați în contact cu persoanele din jurul vostru, încercând să fiți cu un spirit mai vesel, mai bun, mai puțin critic. Pentru că în felul acesta puteți să vă îmbunătățiți viața. Deci este mult mai important decât credeți a fi sensibil, a fi bun, a fi zâmbitor, a gândi pozitiv. Chiar și cu o persoană dușmănoasă poți să îl ierți cum ar veni și să fii înțelegător, ca un părinte față de copil. Pentru că dacă un copil este certat, el s-ar putea apoi să devină introvertit sau s-ar putea să se răzbune sau s-ar putea să devină rău sau să facă cine știe ce boacăne. Cumva trebuie să găsești o cale aici, cumva mai diplomatică, poate, mai prietenoasă, pentru că s-ar putea să ai de-a face cu niște, că aici, cumva copiii influențează viața voastră. Poate că ai de-a face cu niște persoane care
se comportă ca niște copii care trec de la jocurile pe calculator în viața reală, transformă viața reală într-un joc, să zic așa, nu și-au rolul în serios. Și cumva în această lună voi veți reuși să faceți să restabiliți o ordine, poate, să înțeleagă pe cineva din viața voastră că trebuie să devină mai matur, mai înțelept, să nu se mai comporte ca un copil răsfățat. Sau poate că sunteți voi această persoană, sau poate că copiii voștri, cumva veți găsi voi înțelege acest lucru. Pasiune, multă pasiune va fi în dragoste pentru voi în această lună, orică vă veți îndrăgosti, că vă veți retrezi la viață, văd că poate apărea o situație, orică în relația de cuplu voi sunteți în pasiune, văd că aveți cireșica de pe tort, să zic aici, cumva în dragoste ceva vă apare o cireșică, cumva apare aici poate ceva, nu știu, poate pasiunea voastră dă și viață unui copil, faceți și rămâneți însărcinate sau poate că vă îndrăgostiți. Văd că puteți primi o vizită, vă caută cineva. Acest contact pe care îl stabiliți poate fi și printr-o vizită pe care o faceți voi cuiva sau cineva vine la voi. Și libertate, cumva vă eliberați de ceva, cumva alegeți mai multă libertate. Alegeți să fiți liberi să vă realizați ceea ce doriți să faceți. Cumva veți alege voi ce a dorință să vă împliniți, nu vă mai lăsați poate influențați, că am zis aici, parcă aici undeva, că vă eliberați de o dependență, codependență. Și aveți într-adevăr o lună în care chiar trebuie să aveți nevoie de justiție, de dreptate, poate faceți acte, poate că apelați la justiție, că aveți aici acest arhanghel Metatron care vorbește și de a un avocat, poate că e un avocat divin sau poate că un avocat în mod obișnuit în viața de zi cu zi, pentru că aveți nevoie să vi se facă dreptate, cineva să vă facă dreptate. Sau veți fi voi purtătorul de cuvânt al cuiva să faceți dreptate, faceți niște acte, faceți niște schimbări, vă protejați, vă curățați energiile. Acest arhanghel Mihail spune așa, te protejezi împotriva nedreptății și te ajut să te deschizi către tot ceea ce este etern și nepieritor. Sunt gata să-ți întind o mână de ajutor oricând te afli în necaz. Îți dau puterea să mergi înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. Cu siguranță veți avea forță, putere să învingeți răul cu darul Arhanghelului Mihail, să învingeți demonii, să învingeți, că aici la voi s-ar putea să fiți și sub un atac zodia vărsător, pentru că sunteți pe o cale spirituală, ca orice este spiritual, e lupta între bine și rău. Deci voi cumva veți putea învinge în această lună, veți avea această forță, putere, să zic aici, ziceți că sunteți ca în jocurile acelea în care sunt cu puterile magice, da? Care vine aici puterea puterilor, să zic așa, aveți voi puterea puterilor. Poate printr-o colaborare, poate printr-o conexiune, s-ar putea să intrați și în conexiune cu divinitatea, cu extraterestri, cine știe, aveți niște viziuni, aveți niște vise sau chiar în realitate, dar pot fi și imaginație, pot fi și niște spaime, pot fi sau vă va speria ceva, poate, dar veți învinge pentru că voi aveți suficientă putere, puteți fi în contact cu, nu știu, spiritele bune ale lumii, pentru că văd aici spiritele elevate, spiritele, să zic așa, maestri, să zic așa, ai Universului, da? Deci cei de la care ai de învățat lucruri bune, care curăță, vindecă, care te învață, te ajută, te sprijină, dar poți avea de-a face și cu forțele răului, care se pot manifesta prin persoane sau prin spirit, prin ceva. Dar le veți învinge cu siguranță că aveți aceste daruri ale arhanghelilor și văd că aveți așadar o lună în care puteți să aduceți multă armonie, pace, să vă găsiți liniștea și să vă ocupați de copii, de familie, de relația de cuplu. Poate că veți avea niște evenimente importante, văd aici că cineva, o instituție sau o persoană importantă intervine pentru voi, fie pentru într-o colaborare, într-un contract, într-o împăcare, fie în ceva, într-un demers care ține de studii, de profesie, de carieră. Veți avea bani, câștiguri în orice caz și ca numere pentru voi pot fi văd că chiar puteți avea un câștig, puteți avea o bună activitate, poate o inițiativă de succes. Și ca numere văd că aveți numărul 1, văd că aveți numărul 5, numărul 42, 5-ul se repetă la voi, să știți, 50, uite, iară se repetă, deci cu 5-ul ăsta se repetă. Numărul 3 aveți, 29, 82, 90, 19, aveți numărul 2, numărul 3, numărul 86, 68 pot fi numere pentru voi care 5 au mai spus, da? Văd că aveți și zodia Capricorn, aveți și zodia Săgetător, aveți
Serafimii voi, văd că aveți aici un corul serafimilor, deci voi veți fi sprijiniți. Muzica poate juca un rol important pentru voi, evenimentele, visele voastre cumva se vor realiza. Și luna, cumva aveți și unii somnii sau aveți niște temeri, niște frici pe care vi le veți învinge. Da? Cumva vă veți învinge temerile, vă veți folosi energiile lunii pentru a vă curăța, pentru a vă ajuta, pentru a avea o nouă, să zic așa, un nou impuls sau chiar un Universul, cumva, pentru voi, joacă un rol important, poate și Universul, sferele, să zic așa, planetele. Și zodiile, am zis, aveți zodii, aveți geme în balanță vărsător, aveți săgetător, aveți și zodii de apă, rac, scorpion, pești, să știți, și de pământ, voi aveți toate zodiile. Aici, cumva, da, dar vă și protejați, pentru că, într-adevăr, voi aveți poate și influența demoniatice. Scorpion, Capricorn, văd aici, care, cumva, nu vă sunt prea favorabile ca și energie, energia. De fapt, în tarot, diavolul este reprezentat de zodia Scorpion, Capricorn. De aceea vă trebuie o protecție, să zic așa, să zic, să vă faceți un simbol, să aveți niște talismane, crucea, aceste talismane care protejează, pentru că, și văd că aveți și Arhanghelul Mihail, și dacă a venit la voi în această tare, înseamnă că chiar aveți nevoie de dreptate, aveți nevoie de, aveți o injustiță, o nedreptate. Cineva vă judecă greșit, cineva vă nedreptățește, cineva vă face, poate că sunteți sensibil, vulnerabil. Aici poate fi și vorba despre faptul că voi puteți fi ușor de ochiat, spre exemplu. Și de aceea aveți nevoie de un mijloc de protecție. Și veți avea noroc, deci veți avea succes, să știți. Aveți soartă bună, să zic, luna martie pentru voi, totuși e sub bune auspicii. Și văd că vine și cu această energie a păcii, deci s-ar putea pentru unul dintre voi să apară o împăcare, o îmbunătățire, în orice caz, pe toate planurile și din punct de vedere al sănătății și din punct de vedere financiar, profesional. Vizite văd aici că fac și chiar poate întoarceți un spate la ceva care lăsați în urmă, să zic așa, o tristețe, o supărare, un necaz și începeți să vedeți ceva mai nou, să vină din nou speranțe pentru voi. Și comunicarea va juca un rol foarte important, credința, fidelitatea, să zic așa, prietenii de încredere, maturitatea, înțelepciunea, moralitatea va juca un rol foarte important pentru voi. Pentru că văd că veți trece la un alt nivel, deci cumva vă ridicați pe un alt nivel. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă doresc o lună minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!